Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Astăzi discutăm despre postul adormirii Maicii Domnului. Acest post ne pregătește pe noi creștinii pentru cele două mari sărbători care vor urma în luna august, respectiv schimbarea la față pe 6 august și adormirea Maicii Domnului pe 15 august. Vorbim despre, cum spuneam, despre postul Sfintei Marii, cum mai este numit în popor, cu părintele Calistrat Chifan. Sărut, una, părinte, bine ați revenit! Bine v-am găsit și mulțumim celor ce ne ascultă sau ne urmăresc! De ce și când începe acest post? Deci trebuie știut câteva lucruri întâi elementare, istorice și de tradiție și apoi intrăm în esența postului propriu-zisă. Deci noi știm că imediat după înălțarea Mântuitorului la cer, apostolii au fost trimiși în toată lumea să propovăduiască învățătura dreptei credințe. Iar atunci când Iisus încă nu-și dăduse Duhul la cruce, îl vede pe Ioan Evanghelistul, cel mai tânăr dintre apostoli, care era un copil minor, avea între 13 și 15 ani, alături de Maica Domnului. Și atunci Iisus face acel legământ divin în care spune așa: Fiule, iată mama ta. Adică Biserica cea vie, Maica Domnului, este mama apostolilor, nu putem avea apostoli afară de biserică. Aici m-aș justifica și cu explicația pe care o dă Evanghelia. Mântuitorul Iisus Hristos le spune clar Sfinților Apostoli: nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi, nu voi m-ați numit prieten, eu v-am ales pe voi prieteni, nu voi m-ați numit pe mine ucenic, eu v-am ales pe voi ucenici. Deci, automat trebuie să avem rădăcina și chintesența structurii cristologice în credința creștină pe temelia apostolică. De aceea când spunem crezul ortodox sau simbolul de credință, noi folosim expresia una sfântă, sobornicească, datorită celor șapte sinode ecumenice, și apostolească biserică. Sau, cum mai era în termenii vechi, ecumenică, adică ce înseamnă ecumenică? Totală, din toată lumea, dar mai târziu termenul s-a transformat în ecumenism, care înseamnă o altă adunare cu altă structură și nu mai este valabil termenul în mod apostolic pe toată fața pământului, adică unicitatea și măreția bisericii. Și atunci apostolii îl urmează pe Hristos, Hristos le spune cum va fi creștinismul: sânge, jertfă, durere, toți se ridică și pleacă și rămân 12. Și Iisus ridică ochii și întreabă așa: voi, de ce nu plecați? Și atunci unul dintre apostoli, fie că vorbește Petru sau Iacob, spune așa: Doamne, la tine am aflat izvorul cuvintelor vieții veșnice. Și în felul acesta, apostolii aceștia 12, cu excepția Iscarioteanului care cade la taina răstihnirii, toți îi vor fi ucenici și timp de 3 ani și jumătate îl vor urma pe Hristos. Iscarioteanul își sfârșește viața prin sinucidere, noi am vorbit acest subiect, este abordat și la vremea cuvenită, când va fi patimile vom mai aminti problema, iar Maica Domnului primește protecția Sfântului Ioan Evanghelistul, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos se uită către Ioan Evanghelistul și spune așa: Fiule, deci ca el drept dovadă că el era Domn, Dumnezeu, deci Ioan Evanghelistul era fiu prin creație, îi spune așa: iată mama ta. Deci nu există biserică fără apostoli și apostoli fără biserică. De aceea noi uneori, aici nu cu modul de a jicni, absolut niciodată n-am avut această intenție, mă scuz înainte de a spune ceea ce vreau să spun, noi vorbim de un Hristos protestant, de exemplu, în care nu găsim elementul crucii ca cinstire, elementul icoanei ca cinstire, elementele celor șapte taine din biserică ca cinstire, și atunci sigur că ele fiind rămășițe de creștinism, prin însușirea Bibliei în mod personal,
Nu o putem numi un furt, cartea cărților sau sabia Duhului. Este pentru orice om din lume care poate să o citească și să cârmuiască după ea, dar ne adaptând, sau cum spune chiar învățătura Evangheliei, ne schimbând nimic din cele neschimbate, o iotă sau o cirtă, ce ne schimbă din lege vrednică de ghienă, iar Apostolul Pavel vine și se legitimează și el și spune foarte clar. Înger din cer, dacă ar vesti altceva decât a vesti Hristos în Evanghelie, anatema să fie. Deci chiar nici îngerii, la cădere, prin neascultarea de Dumnezeu, s-au făcut demoni. Și atunci noi vorbim de lupta duhurilor, stăpâniilor și puterilor acestui veac, pentru că lupta voastră nu e împotriva sângelui și a trupului, ci în cărnii și a sângelui, ci este împotriva stăpâniilor și domniilor întunericului acestui veac. Deci sunt demonii căzuți în interstelar, care au căzut din cer, de la fața lui Dumnezeu, și chinuiesc suflarea pământească, indiferent că este făptură cuvântătoare sau necuvântătoare. Ne spune Sfântul Nicodima Ghioritu, dacă diavolul ar fi lăsat, cu o singură gheară ar strica tot pământul, adică atâta forță are. Dar el este un înger tolerat, din iubirea milostivă a lui Dumnezeu, putea să-l șteargă, să-l ducă în neființă, dar l-a lăsat să se chinuie, să vadă cât de mare este greșeala depărtării de Dumnezeu. Și aici fac specificitatea de ce noi ortodoxi postim, ne rugăm și ne dorim raiul și nu iadul. De exemplu, în momentul de față, demonii nu se chinuiesc în muncile veșnice, ci chinuiesc în muncile veșnice pe cei ce ajung la ei, cu bucuria și satisfacția de a-L întărâta pe Dumnezeu. Așa ne arată învățătura bisericii. Dar de la înfricoșata judecată se vor chinui și demonii și oamenii. De aceea, noi punem mare preț pe trup, încă din viață, ca el să se sfințească. Cine cinstește trupul său, cinstește pe Dumnezeu. Oare nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? Iar cine batjocorește templul acesta și Dumnezeu îl va batjocori pe el. De aceea, în tradiția creștin-ortodoxă și în dogmatica creștin-ortodoxă și în învățătura de credință ortodoxă, regula de bază a Scripturii este ca trupul să se întoarcă în pământ. Astăzi avem legea cimitirelor, adică a dormitoarelor pentru cei adormiți, cripta, cavou, groapa în pământ, treabă, nu are importanță mai puțin, dar trebuie să ne întoarcem în pământul din care am fost luat. Interzis incinerarea, interzis batjocorirea trupului, pentru că noi nu știm din aceste trupuri care pot deveni sfinte sau pot deveni cu puteri vindecătoare. De aceea noi vorbim de moaștele sfinților. Nu sunt atât de dese, ne spune Isaac Siru, unul din neam în neam, din generație în generație, dar se dobândesc prin mistică și ascetică, adică postul și rugăciunea care stau la temelia bisericii. În primele trei veacuri creștine, noi n-am avut sărbători ale Maicii Domnului. După sinodul de la 481, când Chiril Alexandrie îl înfruntă pe Nestorie, care spunea că Maica Domnului e născătoare de om, nu de Dumnezeu, în clipa respectivă, intră în biserică secolul IV Mariologia Maicii Domnului, pe baza învățăturii Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, care în capitolul 1, începând de la 1 până la 25, ne arată valoarea supremă a Maicii Domnului în biserică, arătându-ne dialogul între ea și înger, deci așa apare Maica Domnului în istoria bisericii, ca născătoarea de Dumnezeu, Teotokos, stabilit la sinodul 3, cel împotriva lui Nestorie, și în același timp calitățile pe care Maica Domnului le primește prin trei etape distinctive. Nașterea din părinți dumnezeiești din Ioachim și Ana, trăirea la templu și hrănirea din cupa cu mană de la înger, cum ne povestește că adeseori o vedea profetul Zaharia și consemnă Simeon Metafrastul, apoi logodirea cu bătrânul Iosif, care nu-i va fi niciodată soț, ne spune Evanghelistul Matei, și n-a cunoscut-o pe ea până când? Până când ce? A născut pe cel unul născut, adică după ce a văzut naștere fără de sămânță, după ce a văzut naștere în feciorie, după ce a văzut trecerea pruncului ca prin stic, cum trece lumina prin fereastră, el s-a apucat să facă act trupesc cu Fecioara Marie, și sunt nebunia învățăturilor protestante, a segmentelor de creștinism, care vin și spun că Iisus a avut frați. Aceștia sunt nepoții și fiii Mariei lui Cleopa, din rudele lui Iosif. Iosif, Levi, Simeon și Iuda, sunt patru, ori nu știm noi pe surorile lui Iisus și pe frații lui,
Iisus specifică, frații mei și mama mea sunt cei ce fac voia mea și a tatălui meu. Aceia sunt și frate și mamă și mumă și tată și tot. Ne întoarcem la punctul Fecioarei Maria, că aici, de aici am vrut să mă justific, să intrăm într-o normalitate, pentru că foarte multă lume nu cunoaște și se lasă poate uneori ademenită sau se lasă tradusă, ca să spunem, cu învățături câteodată neatente. Dar să vă mai spun eu un lucru, dacă tot e să lămuriți. Am citit un articol, titlul era O copilă săracă și orfană a ajuns împărăteasă. Da. E corect în totalitate? Corect în totalitate. De ce săracă și orfană? Din clipa din care Ioachim și Ana au dăruit-o bisericii pe Fecioara Maria, părinții Ioachim și Ana n-au mai avut statut asupra Fecioarei Maria. Ea a fost ca un copil înfiat. Cum ar fi o monahie de astăzi? Pentru că noi știm că Fecioara Maria are părinți, tocmai de aceea da, da, sfinții părinți Ioachim și Ana, fiind foarte bătrâni, când au dus-o la templu, ei aveau aproape 80 de ani. Ei s-au săvârșit până ce Fecioara a ajuns la vârsta de 13-15 ani, până ce a fost logodită cu Iosif. Și tocmai aici e marele secret, aici e marea taină, că și alegerea logodnicului n-a fost una întâmplătoare, a venit un moș de pe drum și a zis vreau fata aia că-mi place. Nu! Ea trăind la templu într-o modestie desăvârșită și ce trebuie să știm noi despre poporul Israel? Poporul Israel n-a fost un poporul Israel n-a fost un popor dezordonat. Avea legi sacre pentru Jehova. Era marele templu, al lui Solomon, care era slava și măreția întregului regat Israel. Deci David a cucerit toate împărățiile și a făcut un regat puternic. Solomon a impozitat, de acolo avem noi acel 666 cu sicli de argint care îi dădea fiecare om și a avut timp să construiască templu ca cinstire lui Dumnezeu și a mai fost egalat o singură dată în viață Solomon atunci când împăratul Justinian la anul 600-700, secolul 6-7, a construit Sfânta Sofia în Constantinopol, o altă mega catedrală făcută după niște principii arhitecturale excepționale, gândiți-vă că au trecut 1300 de ani și toate cutremurile n-au putut o dărâma, sunt atâtea lucruri prin care a trecut vremea, timpul și istoria și s-au pierdut, s-au rămas ruinele și iată până astăzi cu mici restaurări, cu mici, să spunem, întăriri, există originală cu mozaicurile încă din timpul împăratului Justinian, care a avut puterea când a văzut-o terminată și când a văzut-o plină de lumini, de făclii, de cântări, de liturghie, de sobor, de preoți, de arherei, de slujbe, atât a putut exclama, te-am învins, Solomone. Deci, atâta frumuseței, Fecioara trăiește în acel templu, dar nu originalul lui Solomon, ci cel reconstituit de Zorobabel, pentru că acolo trebuia să fie și trebuia să vină și Hristos să se taie împrejur, de aia era nevoie de templu. Azi există doar o porțiune din zidul lui Zorobabel, zidul plângerii, unde se duce poporul iudeu și se roagă așteptând venirea lui Mesia. Și în clipa când Fecioara rămâne acolo la templu, ea rămâne nimănui doar în grija lui Dumnezeu și a preoților. Toată lumea știa că e o Fecioară destoinică din două motive. Știa foarte bine Scripturile, cosea, țesea și broda foarte frumos, de aceea vorbim de brâul Maicii Domnului, de aceea vorbim de catapeteasma care s-a rupt la templu, la răstignire, este făcută de chiar Maica Domnului. În timp ce era cu pruncul în pântece și în timp ce îngerul îi vestește buna vestire, întruparea lui Dumnezeu din ea, ea spăla și torcea lână, de aceea o vedem în unele icoane pe Maica Domnului când îngerul vine că ea toarce. Ea pregătea lână pentru catapeteasma care avea să se rupă la răstignirea fiului 33 de ani mai târziu când Iisus avea să moară. Deci ea o lucra încă din timp de când era tânără, primise poruncă de la templu pentru că maestria ei era atât de fină să facă acea perdea de stacojie cu îngeri de heruvim și ce avea pe ea, ca aia se cheamă catapeteasmă. Noi spunem astăzi catapeteasmă la aceasta frumoasă din lemn sculptată cu icoanele împărătești, cu prorocii, cu praznicele împărătești, cu scene din viețile sfinților ale hramului bisericii. Și Fecioara, într-adevăr, când a luat-o Iosif de soție, era o fată săracă. Păi închipuiți-vă, dacă Iosif pleacă din Nazaretul Galilei și se duce în Betleemul Iudeii să se înscrie. Și pe ce, cu ce merge? Cu măgărușul. Ajunge la casa de oaspeți.
în momentul când vede o fetiță singură și cu burtica la gură și îmbrăcată ponosit și cu un bătrân după aceea, niște amărâți. Vezi că este o peșteră goală acolo. Așa este. Aici nu vorbim de sărăcia materială, că nu aceasta contează în Evanghelie, ci vorbim de bogăția spirituală. Bucură-te cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Deci, bogăția care era în ea era toată revărsarea Duhului Sfânt. Puterea, capitolul 1, 25, Luca. Deci, de la 1 la 25, capitolul 1 din Evanghelia Luca, ce îi spune? Puterea celui prea înalt te va umbri. Ea putea să vină sub orice anonimat. Ce, Iisus a venit mai bogat? A venit un copilaș într-o iesle pe fân, îmbrăcat, rupte poalele Maicii Domnului de la haine și făcute scutece. De-aia avem și tradiția respectivă. N-are scutece de împăcat, de înfășat pentru pruncul de împărat. La Betleem, colo jos, cerul arde luminos, preacurata naște pe Hristos, plânge încetişor că n-are scutece de înfășat și de îmbrăcat pruncul. Spun lucrul acesta pentru a înțelege că în momentul în care măreția aceasta revărsată peste Fecioară, de la zămislirea din pântecele Anei, stearpă, dăruirea la templu, venirea Duhului Sfânt, pe dânsa o așează în istoria bisericii exact cum ar fi lumina soarelui este Hristos, lumina lunii este Maica Domnului. Una e strălucirea soarelui, alta e strălucirea lunii, spune Apostolul Pavel. Stea de stea se deosebește în slava sa. Deci are rolul fundamental, cum spune Evdokimov, de a stăpâni oștirile îngerești și a fi arhistratega cerului, împărăteasa cerului și a pământului. A pământului că a trăit pe pământ și a venit la ea împăratul lumii, care a creat pământul, și a cerului pentru că îngerii n-au ajuns la măsura la care ajuns ea. Îngerii n-au putut să dăruiască lumii pe Hristos. Îngerii s-au răzvrătit în fața lui Dumnezeu. Au vrut mai sus de Dumnezeu. Ori ea, în momentul, cum se, Maica Domnului, cum se înalță la Dumnezeu Tatăl, se așează în genunchi și spune, fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Dar îi atrage atenția îngerului să nu vii la mine cu vă înșelare ca Evei oarecând. Deci îi dă o explicație foarte clară, nu umbla cu prostii să mă traduci pentru că eu nu cred lucrul ăsta. Eu lui Dumnezeu mă închin și lui Dumnezeu slujesc. Și atunci îngerul îi spune, eu mă spăimântez, a strigație, bucură-te, mireasă pură fecioară, dar mesajul care îl aduc din cer este acesta, că puterea celui preanalt te va umbri și Duhul Sfânt va veni peste tine. Iar pruncul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și tocmai această taină, când se întâlnește Elisabeta cu Maria la munte, în muntele Iudeii, la izvor, acolo unde astăzi este o biserică pictată de un mare artist italian, Berluzzi, este stimat locul și făcut loc de închinare, merg vizitatori în Țara Sfântă și vizitează locul, este simbolul izvorului, dar izvorul nu mai este potabil, este rămas doar la nivel de simbol, curge o apă obișnuită, dar nepotabilă. Și Elisabeta se îmbrățișează cu Maica Domnului și spune, cum este una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Deci iată, îi dă titulatura direct. Și Maica Domnului se justifică și spune, mie mi-a făcut mărire cel puternic, adică Dumnezeu, și sfânt este numele Lui. Și ce spune? Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. De aici începe mariologia Maicii Domnului. Ea este prorocită de însăși Maica Domnului, dar Chiril al Alexandriei, prin sinodul 3 împotriva lui Nestore, când o arată că e născătoare de Dumnezeu, o arată pe Fecioara Maria ca element distinctiv, necesar în actul de mântuire a lumii, că prin femeie a venit căderea, prin femeie a venit ridicarea, prin lemn a venit căderea, prin lemn a venit ridicarea. Omul a mâncat din pom și a căzut, s-a suit pe cruce și s-a ridicat. Spune Homiacov, cădem singuri, dar ne ridicăm împreună cu Dumnezeu. Și în momentul în care Ioan o ia în primirea lui, o ia cu dânsul, prin Efes, o ia peste tot pe unde merge el să propovăduiască. Între timp, Maica Domnului are înștiințare că trebuie să plece la cer. Lucrul acesta se întâmplă în muntele Sionului, de aceea așa și ia loc praznicul adormirii, care noi sărbătorim postul. Dar, în schimb, asta vreau să spun, în secolul 3 sau 4 se desparte, pe la anul 400 și ceva, se desparte postul adormirii de postul mare. De ce?
pentru că acest post al Maicii Domnului se ținea odată cu cel mare. Era legat de olaltă. Și atunci l-a separat și l-a dăruit Maicii Domnului, dar n-a despărțit elementul dogmatic. Întotdeauna în postul mare, când sărbătorim pătimirea lui Hristos, întâlnim o sărbătoare minunată, care este cea mai mare din tot praznicul învierii, Buna Vestire, deci întruparea lui Dumnezeu din Fecioară, iar când venim în postul adormirii Maicii Domnului, pentru că mai avem aici un secret, când s-au așezat praznicile împărătești în biserică, s-au așezat după o chibzuință, în ordinea cronologică și istorică a evenimentelor. Întâi se serbează la 8 septembrie, începutul anului bisericesc, evreii, iudeii țineau de la 1 septembrie anul bisericesc, nu ca noi de la 1 ianuarie, anul care îl ținem noi acum, ăsta e ceva de natură egipteană. Și la 8 septembrie încep praznicile împărătești cu nașterea Maicii Domnului, care este cea mai importantă, femeia și mântuirea lumii. Ea este cea care va porumbița lui Noe, spicul nearat, muntele cu umbra deasă, lâna lui Gedeon. O întreagă pleiadă de prorocii frumoase, muntele cu umbra deasă, ea este norul luminos, ea este năstrapa de aur, este cadelnița, cupa cu mană, tablele legii celei veșnice vii, pentru că ține în ea legea pe Dumnezeu. Și pe parcurs avem intrarea Maicii Domnului în biserică, deci când o duce la 3 ani, apoi avem Buna Vestire, deci întruparea lui Dumnezeu din pântecele Fecioarei, apoi avem nașterea Mântuitorului și după aceea avem tăierea împrejur a pruncului, când Iosif și Maria îl duce pe prunc și îl taie împrejur la arhiereu. Și mult după aceea, deci imediat, vedem că sărbătorim ce? Adormirea Maicii Domnului. Momentul când Maica Domnului mai este prezentă la înălțare pe Eleon, este prezentă la înviere, dar ea nu mai are treabă. Din punct de vedere pământesc, ea se retrage din cadrul dogmatic și trăiește în smerenia omului pământesc, în trăirea adevărată de Dumnezeu, fără a implica problematica revelației supranaturale ce vine din cer. O trăiește, o simte, o vede palpabil, o vede împlinită, ce spune Isaia cu 600 de ani înainte de Hristos. Chiar mai mult. Fecioara va lua în pântece și va naște prunc pe Emanuel. 7 cu 14 sau 14 cu 7, nu am exact în minte exact trimiterea. Și trec 700 de ani ca Fecioara să ia în pântece așa cum prevestea, Isaia. Venim în pragul adormirii, când îngerul din cer se arată și spune așa, a venit vremea să urci la fiul tău, de care știu că ți este dor și să te desparți de lume. În clipa aceea primește o stâlpare, la Buna Vestire primește crinul acela din rai, ca să vadă cât de frumos e parfumul raiului, Maica Domnului cunoaște mirosul. Pentru că dacă ea trăia în răpire dumnezească și arhanghelul venea, ea știa mirosul de înger. În momentul în care adorme, primește o stâlpare de măslin, ca să știe că-i semnul împăcării. Și atunci ea îi anunță pe ceilalți apostoli, apostolii vin imediat cu... Erau mulți, erau plecați. Ea când a spus Sfintelor Femei, uite ce mi-a spus fiul meu, are loc cea de-a doua minune la adormire. Apostolii vin pe norii cerului ca pe niște corăbioare, cum mai vineam cu avionul sau cu elicopterul. Și ajung toți în Ierusalim, purtați pe nori, ca să se vadă ce mare e puterea Duhului Sfânt. Și o coboară din Sion la Ghețimanii, unde o și îngroapă. Așa ia loc, așa ia ființă praznicul. Numai că în acest praznic, care are doar 2 săptămâni al postului Maicii Domnului, sau postul Sfântei Mării, cum spunem noi în zona Sucevei, Sfânta Marie, avem și comun aici, chiar la ieșirea din Iași, Santa Mare, deci Sfânta Maria. Dar nu i-au mai zis Sfânta Marie, au zis Santa Mare, ca să nu, comuniștii nu prea suportau terminologiile astea bisericești. Și în momentul respectiv, când se așează și se gravează în istoria bisericii acest ultim praznic care încheie anul bisericesc, au loc 2 minuni deodată. Întâi schimbarea la fața Fiului lui Dumnezeu pe muntele Tabor, ca să arate ce importanță are transfigurarea omului în Dumnezeu, singura pe care a trăit-o numai Fecioara Maria, n-a putut altcineva să o trăiască. Și mai avem în momentul adormirii, asta vom vorbi la vremea cuvenită, elementul unic și universal
în care noi n-avem justificare niciodată în calitate de copii față de părinții noștri, indiferent ce rele ne-ar face, să călcăm porunca a cincea. Cinstește pe părinții tăi dacă vrei să-ți fie ție bine și să trăiești ani mulți pe pământ. Deci, Iisus Hristos, cu toate că este Dumnezeu, cuvântul întrupat, în momentul când Fecioara se pune pe catafalt ca să adoarmă, mutatul te-ai la viață fiind Maica Vieții, într-o adormire lumea nu ai părăsit, noi nu putem folosi la Maica Domnului termenul de moartă, de functă sau neînsuflețită. Nu există așa ceva. Astea sunt termene pământești. Prin Maica Domnului ni se revelează dogmatica morții. Cei ce dorm, cei ce cred în Dumnezeu, moartea este adormire și întâlnire cu Hristos. Deci închidem ochii lumii acestea și îi deschidem deja în lumea lui Dumnezeu. Și când Maica Domnului închide ochii pe catafalc la adormire, ce se întâmplă? Fiul ei personal vine lângă sicriu să ia sufletul ca să-l ducă în cântări la cer, pe cărări de lumină făcute de Duhul Sfânt, care era și izvor din Maica Domnului, că era plină de Duhul Sfânt, dar era și izvorul Treimii. Și în momentul acela, îngerii, de o parte și de alta, în ierarhii și în cete, cum sunt ei organizați în nouă cete, cinstesc pe împărăteasa lor, de-abia atunci își dau seama cine e împărăteasa, că pe împăratul văd întrupat. Vedeți, noi avem la parastas o rugăciune care oamenii o ascultă, dar nu știu ce înseamnă. Întâi vine preotul și spune, pe născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstind-o să o mărim. Și acum vine biserica biruitoare din cer și spune, pe Dumnezeu îl vedea cu putință, nu este oamenilor, către care nu cutează căuta o știrile îngerești, dar pe cuvântul întrupat văzându-l pe Fecioara o fericim. Ei, iată, Fecioara urcă din treaptă în treaptă, cum a urcat Iisus la înălțare și a stabilit cetele îngerești, le-a stabilit în har, acum ea urcă cu fiul său ca fiul sorate. Aceasta este mama mea și împărăteasa voastră. Și o avem la psalmi scrisă de David, a stat împărăteasa de-a dreapta în haină de aur înfrumusețată și împodobită. Pentru că această dreaptă a Treimii este dată Maicii Domnului. Icoana noi o numim Diesis, că în stânga stă Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie și cea mai mare femeie născută din femeie. Deci Eva cea nouă sau, cum se spune, răscumpărătoarea vieții noastre. Pentru că ea în momentul când urcă la cer sufletul Maicii Domnului în brațe, ținut chiar de Hristos, cel ce creează sufletele și toate prin el s-au făcut, spune Ioan Evanghelistul, ea vede toate cântările îngerești până ajunge direct la tronul lui Dumnezeu și își ia locul definitiv și veșnic de rugătoare în cer pentru cei de pe pământ. Ei, dacă te duci să spui lucrurile astea la cei din confesiuni neoprotestante care nu cred în cultul Maicii Domnului, n-ai cu cine vorbi. Ei vin și spun scurt, e o femeie ca oricare și eu de multe ori le-o mai tai spun și îi spun, bă, nu e o femeie ca oricare, că nu e mamă ta sau mătușta sau bunicta, e mama lui Dumnezeu și dacă tu îți jicnești mama ta și nu-ți convine sau pe-a cuiva și îți se ia de tine, ce crezi că îți va face Dumnezeu când îi jicnești propria mamă divină care stă cu el la tronul Treimii, nu stă prin piață să vândă fasole și zarzavat. Și mai înțeleg câte unii, adică își revin în fire. Dar am întâlnit și neoprotestanți respectoși care spun, noi nu o cinstim, dar o respectăm că este mama lui Dumnezeu. Adică sunt și oameni de bună cuvință, dar sunt și oameni care vorbesc urât. Chiar în momentul adormirii, un păgân din ăsta, Atonie, vrea să răstoarne catafalcul ăla, să batjocorească trupul. Și rămân mâinile lipite de acel catafalc, Dumnezeu, Arhanghelul Mihail, îi taie mâinile, el își dă seama de greșeala săvârșită și în clipa următoare cade în genunchi și își cere iertare. Și bunătatea Maicii Domnului se vede chiar din clipa adormirii ei. Aude o voce, puneți mâinile de unde sunt tăiate și îl lipește de mâinile tale. Te căiești și îți pare rău, îl întreabă Arhanghelul Îngerul pentru el în conștiință. Te îndrepți și mâinile se lipesc la loc, dar rămâne semnul pe unde au fost tăiate, tocmai ca să se vadă marea taină a puterii Maicii Domnului, că era făcătoare de minuni încă din momentul adormirii. Deci la Maica Domnului nu vorbim de moaște, ci vorbim de trup îndumnezeit, pnehmatizat. Deci sfinți care au puterea de a apărea sau de a se arăta, numai că aici vorbim de două lucruri distincte. Dacă vorbim de Dumnezeu care este omniprezent în toate,
Maica Domnului este prezentă acolo unde este chemată. Chiar dacă 50.000 de biserici fac rugăciuni odată, Maica Domnului are putere prin Fiul Său și prin Îngerii Păzitori să ajute pe toți oamenii odată. Deci asta e o mare putere primită de la Maica Domnului, pentru că este izvorul luminii și născătoarea vieții celei veșnice a Fiului lui Dumnezeu, cuvântul întrupat sub vreme. Noi vorbim și de cuvântul din veci, cum ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul, cel care o ia în custodie pe Maica Domnului în anii pământești. Se spune după tradiție că avea un păr frumos blond, o față coaptă ca de grâu, niște ochi albaștri, niște buze frumoase conturate și o voce foarte blândă și un chip foarte plăcut. Ne-o descrie cuviosul Nicodim Mândiță, un mare trăitor. Bine, tot din cărți luat, nu-i de la sine putere, că nu și-a închipuit el cum arăta Maica Domnului, și spune că ar fi trăit undeva între vârsta de 59 spre 60 de ani. Aceasta a fost vârsta Maicii Domnului cu care ea a plecat pământește la cer. Întâmplarea și minunea este că noi astăzi când mergem în Ierusalim la Ghețimani, vedem mormântul unde a stat Maica Domnului, dar ca și la înviere, a treia zi când Toma a întârziat, iarăși el săracul, cel care trebuia să demonstreze tuturor minunea, că așa i-a picat lui sorții, de a fi nu necredinciosul, ci mai degrabă convingătorul, când deschide piatra de la mormânt, pentru că în sistemul iudaic acolo nu se sapă gropi în pământ, ci se face ca o cutie din piatră, se lipește, se pune capacul și omul se usucă acolo, se stavitește și rămâne acolo. Pentru că nu sunt ca la noi pământuri reavăne, să bage omul la 2 metri. Da. Acolo sunt bolovani. Și când ridică capacul, găsește doar cinstitul veșmânt al acoperământului, broboada aceea de pe cap, șalul ăla pe care Maica Domnului îl purta, iar de data aceasta, prin arhistratega oștrilor cerești, el ia puterea de omofor, adică de aceeași capacitate arherească, cum ar fi, ca să spun așa, de aia o vedem pe Maica Domnului ca ocrotitoarea Sfântului Munte în toiac de stareță, sau o vedem cu acoperământul pe mâini, ca și cum ar ține omoforul arhereului, omoforul cel mare, a împăratului Hristos, arhiereu lumii. În momentul în care postul a fost așezat în aceste două săptămâni, 14 zile, el se ține fără un de lemn, exact după datină, cam postul mare, se dezleagă o singură dată la pește, la schimbarea, la față. Mai nou acum au ieșit și posturile grecești cu fructe de mare, care nu prea suficient de ortodoxe, adică tot înspre bunătatea pântecelui și noua sufletului. Iar dacă adormirea pică în zi de post, este doar dezlegare la pește, dacă e în zi de dulce, se consumă de toate. Foarte multe biserici poartă hramul Maicii Domnului a adormirii. Avem mănăstirile, în primul rând, din Bucovina și cea mai renumită este Putna, frumoasa mănăstire a lui Ștefan cel Mare, și apoi vorbim de Rohia, Moisei, Nicula, care ardelenii au o evlavie deosebită la Maica Domnului și un cult extraordinar, nu că nu l-ar cinsti pe Iisus, dar ardeleanul când se roagă, întâi spune Măicuță Sfântă și apoi spune Doamne Iisuse, adică avem în paraclis scris: mult pot rugăciunile Maicii la îmblânzirea stăpânului, ei trecând prin foarte multe greutăți istorice, hortism, uniatism, austro-ungari, unguri și toate nenorocirile istorice de-a lungul timpului, cu grofi, cu iobăgie, cu șerbie, cu sclavie și robotă din aia interminabilă, singura nădejde le-a fost icoana și biserica. Deci ei își făceau biserica de lemn, făcută în pene de coadă de rândunică sau de pește, veneau năvălitorii, punea biserica în căruță, se duceau în alt loc unde era liniștit și nu făceau întâi casă sau bordei. Întâi ridicau biserica, începeau Sfânta Liturghie și de acolo se contura nou sat, în altă parte unde era liniște. De aceea Maica Domnului a rămas în conștiința bisericii ca cea mai mare rugătoare după Sfânta Treime, deci care mijlocește la tronul lui Hristos, Filoteus Iervacos, un mare grec trăitor mistic, are odată o vedenie.
El își dorea mult să vadă cum se roagă Maica Domnului pentru lume și spune că îi se arată personal Maica Domnului și îi spune: uite, îmi sunt bătătoriți genunchii de rugăciune la tronul Treimii, dar nu din obligație sau din datorie sau din constrângere, ci numai din dragoste, pentru că fiul meu ar fi putut să piardă lumea de mii de ori, dar de fiecare dată i-am amintit că acolo s-a născut și el, acolo a trăit și el cât a fost om pe pământ, acolo am trăit și eu, și să nu-i piardă pe oameni. Și de fiecare dată Maica Domnului tot îi iartă. De aceea spune: mult milostivă, îndelung răbdătoare, împărăteasa mea prea bună, nădejdea scârbiților, a săracilor, a necăjiților, are fel de fel, și avem și acatistele: grabnic ajutătoare, potir nesecat, al bunei vestiri, icoana imn acatist, avem miluitoarea, izbăvitoarea, grabnica ajutătoare, a celor necăjiți, denumiri pe care oamenii au făcut aceste frumoase imne de rugăciune și le-au închinat Maicii Domnului. Cel mai vechi acatist este cel al bunei vestiri, care se și citește în biserică permanent, și apoi este și acatistul adormirii, este acatistul bunei vestiri atunci când a fost înștiințată că va purta pe Dumnezeu în pântece, iar acest post îl dezleagă doar copilașii, care nu li se dă carne, îl dezleagă bătrânii bolnavi la un lacto-vegetarian, cei sănătoși îl țin toți vegetal și când se împărtășesc măcar 3 zile cu ulei, dacă au servicii și nu pot ține totul cu, fără un de lemn. Iar în momentul în care se ajunge la frumoasa sărbătoare a schimbării la față, noi vedem că postul și rugăciunea îl transfigurează pe om într-o altă lume și avem dimensiunea divină a dumnezeirii arătată din cea umană. Aici vorbim propriu-zis de chintesența și rădăcina sinodului de la Calcedon al IV-lea, când vorbim de Iisus Hristos în dogmă de două firi și două voi, una omenească și una dumnezească, o fire omenească și una dumnezească, o voie omenească și una dumnezească. De aici s-au născut și monofizitismul, de aici s-a născut și... De aici s-au născut și bisericile necalcedoniene, care au înțeles că numai o fire și o voie, că cea pământească a fost absorbită de cea dumnezească, sunt anumite dispute bisericești, dar până una alta astea sunt povești. Este vorba că Dumnezeu pe Tabor ne arată că e și om și Dumnezeu. Ne spune: te-ai schimbat la față în munte Hristoase, Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea. De ce? Când s-a depășit măsura minții și vederii omenești, ca și la apostolul Pavel în epistole, ne spune apostolul Pavel: cunosc un om care a fost în cer, nu știu la ce înălțime, știu că până la al treilea cer, dar nu poate pricepe nici ochiul, nici urechea, nici limba, nimeni nu poate povesti taina aceasta. Dar aici, pe Tabor, ucenicii cad cu fața la pământ și adorm ca niște morți. Deci evident că nu pot vedea taina. Văd pe Moise și pe Ilie acolo cu Hristos pe Tabor, cei mari doi proroci ai Vechiului Testament, Moise care scoate poporul și îl aduce spre Dumnezeu, Ilie care îl scoate din idolatrie și prin liturgia boului de jertfă din Carmel îl aduce spre Dumnezeu și ucide popii idolești. Iar după aceea văd un nor luminos care cuprinde tot muntele, iar lumina cea dulce adorme pe toți, exact cum a adormit și Adam într-un somn adânc când s-a scos din coasta lui femeie. Și în clipa când se termină toată taina Taborului, Iisus trage de ei: hai mai sculați-vă și să plecăm. Ei, îndulciți de acea taină trăită, zic că da, știți, n-ar fi bine să facem aici 3 colibe, una ție, una lui Moise, una lui Ilie, și să stăm aici că e veșnic. Și Iisus spune: nu, cine nu trece prin Golgota nu poate ajunge pe Tabor. Deci nu putem să ajungem sfinți comozi și nu putem să vedem sfinți comozi. Treci prin jertfă, prin cruce, prin suferință, prin încercare, prin trăire, prin ascetică, prin mistică, e plin patericul și vețile sfinților de asemenea elemente, modele și arătări și trăiri, și apoi urci ușor Taborul Luminii Dumnezeiești, când ne urcăm în slava și în odihna lui Dumnezeu, Sfântul Maxim, după făptuirea morală, contemplarea naturală, cum au fost ei pe Tabor, și apoi odihna duhovnicească, când rămânem veșnic cu Dumnezeu. Mâine începe postul, da. Și există și obiceiul popular numit lăsatul secolului. Da, în cum seara aceasta se va face lăsatul secolului. Se va bea pe săturate, se va mânca pe săturate. Este un obicei creștinesc la noi. Când
într-o zi nu suntem prea creștini, adică când vine lăsatul secului, chiar ne pregătim de lăsatul secului, mâncăm pentru 3 zile și după aia ni-i rău. Deci lăsatul secului ar însemna aceasta, ca în această seară... Să ne facem toate poftele astăzi, da, ca de mâine să... Cei care sunt pofticioși pot mânca un ou, o gură de brânză, o înghețată, o bucățică de carne, pentru că de mâine, el normal de sâmbătă începe postul, dar fiind vinerea înaintea postului, postul începe inclusiv de mâine, nu se mai lasă o zi de harț și apoi să înceapă postul. Și astfel anul acesta vom posti cu o zi în plus. Cu o zi în plus, dar sunt unii care postesc cu mai multe minus, în sensul că cine vrea ține cu plăcere și cine nu vrea nu ține. Iar aici, la acest post, din tradiția veche pe care o știu eu de la țară, pentru că am trăit cu bătrâni simpli care au trăit toate tainele acestea ale postului, de exemplu, de seară se spală, după ce se mănâncă, se golesc oalele și se spală de mâncarea din gros, iar mâine dimineață se pune puțină leșie, vineri dimineață, cum ar fi, se pune puțină leșie. Acum avem detergent, avem toți spălători ăștia de calitate. Care să dezinfectăm oarecum. Da, da, ei, nu o să dezinfectăm, că laptele nu otrăvește pe nimeni așa carnea, dar chipurile spălăm, vasele din care mâncăm, de grăsimea bucatelor de dulce. Avem un stih în psalm, slăbit au genunchiele mele de post și s-a uscat carnea mea de lipsa unde lemnului. Lucru care azi rare ori, pentru că acum se mai face mâncare cu unde lemn, cu ulei. Dar înainte vreme, când era vremea pusnicească sau vremea trăirii autentice, erau creștini care, într-adevăr, aceste 2 săptămâni de post le țineau cu mere fierte, cu poame fierte. De exemplu, cel mai la modă era în acest post mămăliga cu chisăliță. Se lua poame crude din copac, fie prune, fie corcodușe, fie mere crude sau orice sau așa, se tăiau și se puneau la fiert și puneai puțin zahăr peste ele, se mănâncă castraveți, se mănâncă roșii, de la schimbarea la față se mănâncă strugure dacă se coace, se mănâncă mierea de albină, că se trage mierea de toamnă. Deci chiar acum 2 zile și eu am făcut același lucru, am pregătit stupii de toamnă și am luat mierea surplus, pentru că e timpul, vine luna lui cuptor când albina aruncă afară trântorii, începe să propolizeze stupul și să pregătește de iarnă, reduce ouatul, matca și aruncă trântorii, tot ce este în plus, pune o ordine în stup și gavează magazile în așa fel ca pe iarnă să le aibă pline cu ce au nevoie. Și aceste toate zarzavaturi care se găsesc din plin acum pe în grădină, dovlecei, păstăi, toate se consumă în acest post. Le-am spus și miercuri la maslu că am mai primit întrebări din astea, eu le spun orientative, că părinte, ce ar fi bine să mâncăm în postul acesta? Fraților, să nu începem cu întrebarea ce ar fi bun să mâncăm în post. Să ne întrebăm ce fel de post ar fi frumos și plăcut lui Dumnezeu. Mă duc tot în versetul lui Isaia, care e fundamental pentru teologia postului. Nu oropsi săracul, nu opri plata slugii, nu chinui pe cel necăjit, nu lăsa mână întinsă, împarte mâna ta cu pâinea ta cu cel flămând, nu bat jocorii văduva, nu chinui sărmanul, nu lăsa pe cineva însetat sau neadăpat sau nehrănit, dacă ai posibilitatea, rupe lanțul nedreptății și postul care îmi place mie. Capitolul 52 Isaia, parcă el spune lucrul acesta. Dar nu credeți că se pune prea mult accentul pe mâncare în postul în general? Asta, toată lumea, aici vreau să scot în evidență. Îmi nebunește la gândul că nu știe ce să mănânce în post. Aici le-am spus miercuri seara la Sfântul Maslu, fraților, postul nu este o perioadă de dezvoltare a rețetelor culinare sau de îmbunătățirea cărților de bucate. Postul este o armă prin care omul își stăpânește trupul în evlavie, din credință, din bunăvoință, din plăcere, din dragoste, din pasiunea față de Dumnezeu. Mi-a plăcut, într-o zi am ascultat o chestiune, vorbeau doi inițiați, începători, nu erau doi cu experiență, și întreba unul pe celălalt, păi și în postul ăsta cum o să te rogi? Ei, cred că am să zic o rugăciune în plus, sau am să stau în genunchi, sau am să dau cu tămâie, sau să aprind o lumânare. Nu. Fie că e post, fie că nu-i post, atunci când ai nevoie de 5 lei de la mama, cum îi spui, mamă, am nevoie de 5 lei.
ai nevoie de un pantof, mamă, mi s-au rupt încălțările, tată, mi s-a rupt haina, mamă, am nevoie de două caiete la școală, mamă, am nevoie de un medicament sau de un sandwich. Și mama ce face? Umblă în portofel și îți dă 10 lei, 15 lei, 100 lei în raport de ce ai cerut. Ei, așa este și rugăciunea. Rugăciunea este comunicare cu Dumnezeu, povestire cu Dumnezeu, sfat cu Dumnezeu, întâlnire cu Dumnezeu, legătură între cer și pământ, împărăteasa tuturor faptelor bune. Rugăciunea este cheia tuturor problemelor. Cereți și vi se va da, bateți și vă deschide, căutați și veți afla. Cel ce cere, ia cel care caută, află, celui care cere, îi se va deschide. Și în rest, rugăciunea este telefonul nevăzut, ca să spunem așa, al conștiinței către Dumnezeu Tatăl. Doamne, băiatul ăsta are nevoie de cutare, fata asta are nevoie de cutare. Și Dumnezeu trimite harul, energia necreată și se rezolvă problema. Asta e puterea rugăciunii. Iar în post nu o faci altfel decât o faci când nu-i post. Pentru că cel ce mănâncă mulțumește lui Dumnezeu și nu judecă pe cel ce nu mănâncă, cel ce nu mănâncă mulțumește lui Dumnezeu că nu mănâncă și nu judecă pe cel ce mănâncă. Și dacă mâncăm, pentru Domnul mâncăm, dacă nu mâncăm, pentru Domnul nu mâncăm. Și de trăim, și de murim, și de mâncăm, și de nu mâncăm, a Domnului suntem. Deci nu există o vreme când Dumnezeu de azi se uită altfel la tine și de mâine se uită altfel. S-ar putea să râdă, sigur îl face vesel pe Dumnezeu. Ouăle de post, smântâna de post, brânza de post, șnițelii de post, crembuștii de post, salamul de post. Râde și el, Dumnezeu, uite, măi, cine mai trecut la ăștia prin cap? cum mă cinstesc ei. Dar în final și până la urma urmei, merg tot pe același principiu normal și firesc. Noi să avem conștiința trează și curată, inima înfrântă și smerită că Dumnezeu nu va urgisi, milă voiesc și nu jertfă. Postim după putere, ne rugăm după putere, ne străduim după voință și putință, că unii pot mai puțin, alții pot mai mult, încercăm să fugim puțin de iubirea de sine și de comoditate, măcar atât, și ce intră în gură nu-l va spurca pe om mai mult decât ceea ce scoate omul din visterea inimii sale. Omul bun le scoate numai pe cele bune și omul rău numai pe cele rele. Era o femeie într-un sat și la marginea satului trăia pusnicul. Toată lumea îl lăuda. Ea avea o pasiune făcută pentru pusnic și de ciudă că nu-l putea seduce, s-a gândit să-i facă o imagine proastă. Și a luat o oală cu lapte, s-a dus la el exact în post. Știa că ăla nu ține oale, că n-avea nevoie pusnicul de oale, că nu făcea gastronomie, nu era la Masterchef. Și i-a zis, părinte, ți-am adus lapte, dar îmi trebuie oala. Pusnicul a făcut cruce pe oala, a pus oala la gură, bău litrul ăla de lapte și i-a spălat oala și a zis, ia-ți-o. Aia s-a dus și a umplut tot ținutul. Golanul ăla, prefăcutul ăla, mizerabilul ăla, în fața mea a băut lapte în post și mi-a spălat oala și mi-a dat înapoi. Nu crede în Dumnezeu, domnule. A venit vremea și femeia respectivă, rămânând însărcinată, nu putea naște. Băi, s-au dus ăștia pe la medii, s-au dus pe acolo, ea de moarte să-ți bătea ca și cum te-ar fi mușcat șarpele. Și cineva i-a zis, dar la pusnicul din capul satului ai fost? Nu cred eu în înșelătorul ăla, eu i-am dat lapte cu mâna mea. Totuși cineva evlavios și de bun simț s-a dus la pusnic și a spus, părinte, este aici în sat o femeie care te-a mai blamat și te-a mai vorbit de rău. Păi te-ai pus un blestem deodată. Nu, dragii mei, eu mă rog pentru toată lumea la fel. Nu port pică nimănui. Da, dar ea nu poate naște. N-ai vrea să vii, să zici o rugăciune și să o binecuvintezi, să nu moară nici ea, nici pruncul. Vin cu dragă inimă. Și ea săraca a închis ochii când l-a văzut că s-a rușinat. El a binecuvântat pântecele femeii și a zis o rugăciune. Pruncul s-a născut normal, fără nicio problemă. După ce femeia și-a revenit puțin din lehuzie, că era în starea aia de după naștere și-a luat pruncul în brațe, bătrânul s-a uitat așa simpatic la ea și a zis, vezi, soră dragă, nu laptele, faptele. Deci cam așa ar trebui să privim noi noțiunea postului. Mai era tot așa un pusnic care nu dădea nimeni doi bani pe el, undeva într-un cătun de margine de pădure și cred că ai mai fi spus-o vreodată. Mie îmi sunt dragi că sunt populare și au atâta încărcătură în ele încât nu-ți trebuie o mie de teologii ca să înțelegi cât de bun e Dumnezeu și cât de neputincioși, de ticăloși suntem noi. Și zice, cineva zice, hai să mergem la episcop și la mitropolit și la starețul mănăstirii și la preoții din parohie să facem o slujbă de ploaie.
S-au rugat aia vreo două săptămâni, nicio urmă de nor. Și au rămas cumva dezamăgiți. Oare nu ne mai aude Dumnezeu? Oare nu este Dumnezeu? Oare nu ne mai ascultă Dumnezeu? Oare nu ne mai aude Dumnezeu? Oare nu mai merităm să fim ascultați de Dumnezeu? Și un copilaș îi spune mitropolitului, ca să vedeți cum se reflectă Dumnezeu prin lucruri mărunte. Ce că, părinte mitropolit, dar la pusnicul din capul dealului v-ați dus să-l întrebați și pe el dacă a făcut o rugăciune de ploaie? Poate de asta nu plouă. Ei, îți dai seama că ăștia s-au simțit jenați la întrebarea copilului, dar fiind o inimă de copil și mitropolitul fiind un om cu chibzuință, a spus, ai dreptate. Ia hai noi tot soborul să mergem până la pusnicul din captul poienii, să vedem ce zice și el. Sigur poate a uitat să se roage, dar ca să-i facă hatârul copilului. Copilul și-a luat perelina de ploaie și după mitropolit la drum. Când au ajuns acolo la captul poienii, i-a spus mitropolitul fetiței, du-te și îl cheamă pe pusnic dacă știu unde stă. Și ea s-a dus la pusnic și a spus așa, mitropolitul te cheamă să vii la el, care să te întrebe ceva. Cu dragă inimă, uite acum mă ridic, îmi iau rasa și vin. A venit, i-a făcut îngenunchierea, i-a sărutat dreapta, ingolpionul și a zis, poruncește, stăpâne. Părinte, am venit să te întrebăm. Uite, suntem într-un impas. De două săptămâni facem rugăciuni de ploaie, și nu plouă. Doamne, zice părinte episcop, așa de rău s-a stricat lumea, chiar nu mai știți să faceți o rugăciune de ploaie? Hai să ne rugăm împreună. Și a căzut în genunchi, aricamul la cer și nici n-a terminat de spus rugăciunea și fără să fie nori a început să plouă, s-a întunecat din senin și fetița și-a pus pererina și tot spunea, că da, hai să mergem că ne udă. Dar fetița a întrebat, cum, dar voi ați crezut că nu o să plouă dacă se roagă pusnicul? Deci a fost singura care a crezut și Dumnezeu a dat ploaie pentru inima curată a copilului, nu pentru rugăciunea celor mulți de acolo. Adică, cum spune în Scriptură, crezi în proroc, e plată de proroc, crezi în apostol, e plată de apostol, crezi în sfânt, e plată de sfânt. Ea s-a dus sigur că atunci când pusnicul se roagă, va ploua. Și așa a fost. De-aia și-a și luat perelina de acasă ca să nu o ude. Și cam aceasta este măsura cea adevărată a postului, cam aceasta este starea aceea duhovnicească de care avem noi nevoie în lucrarea duhovnicească. Nu neapărat că ai mâncat clătite numai cu apă minerală din făină sau puse cu dulceață de cireșe și nu sunt cu brânză. Asta ține de gustul și pofta limbii. Dar este un păcat mare dacă o persoană credincioasă nu postește deloc? Ei, chiar deloc, dacă îmi spuneați că postește numai miercurea și vinerea, eram mai îngăduitor, dar dacă chiar deloc, e puțină lene și nu-i prea credincioasă. Spune canonul din învățătura canonilor bisericii că cine nu postește miercurea și vinerea se aseamnă lui Iuda care l-a vândut și l-a răstignit pe Hristos. O întrebare și pe Facebook am văzut, e păcat să ne lăudăm că postim? Nu trebuie să ne lăudăm, dar să nu ne fie rușine să spunem când postim. Eu întâlnesc persoane care merg la ceremonii, că e o onomastică, că e o invitație, că e o ceva, o sindrofie a familiei și părinte, mă duc, mă invită niște prieteni, dar ei nu știu că postesc. Și dacă nu știu că postesc, care-i treaba? Păi și cum să fac? Păi zic, te duci acolo la masă, dacă îți spune ciorbă cu carne, guști un pic de ciorbă și restul lași în farfurie. Dacă îți spune ceva cu friptură, tu ia o roșie, o măslină și o bucățică de brânză sau rupe o bucățică de carne ca și cum ai gustat și lasă în farfurie și să vadă, să nu deranjezi, să nu ieși cu ceva în evidență. Și dacă îi spun că postești, dacă îi poți spune că postești și îți dă un pește sau îți dă de post, foarte bine, dar nu cred că trebuie să strici bunul gust a celorlalți. Apostolul Pavel parcă zice, oriunde ai intrat și în orice casă ai intrat, ce îți spune înaintea aceea să mănânci. Acum e mai simplu, au apărut și tot felul de meniuri pentru vegetariani, de ce la petreceri e întrebată lumea. S-a inventat și satelit la grătar, dacă vrem. Dar depinde câtă voință mai este în om și câtă dorință de a fi tu prieten cu Dumnezeu. Există și foarte multe superstiții în post. Credeți în astfel de lucruri? Sunt superstiții, deci trebuie să înțelegeți un lucru. Noi, ca români, avem latinitatea prin războaiele daco-romane, dar avem păgânismul acesta dacic, pe care noi l-am moștenit din monoteismul lui Zamolsis și al lui Deceneu.
chipurile, religia pământurilor noastre până la venirea Sfântului Andrei în Sciția Minor, când am devenit creștini. Au rămas suficiente tradiții și obiceiuri care se păstrează și până în zilele noastre. De pildă, să iei la schimbarea la față un mănunchi de spice și să-l pui la strașină acasă să fie și la anul roditor. Să duci o pâine la biserică și un strugure de vie și un pic de miere și câțiva castraveți ca să ai la anul pământul și grădina și bătătura roditoare. Să dai lapte și brânză de pomană, acum să întoarce iarba la schimbarea la față. Să dai, când se termină postul, să dai brânză dulce și caș și zăr și smântână de la oi și din fructul vitelor ca să fie toamna bogată și să fie de prăsilă, să intre sănătoase în iarnă. Sunt multe obiceiuri de genul acesta. Să nu dai ouă de cloșcă până nu-ți pui tu cloștele, să nu dai semințe din semințele care sameni când așa, să nu dai din fânul tău până nu-ți oprești tu fân. Chipurile să nu dai sporul sau mă rog, dar astea sunt tradiții care cum nu stric așa n-ajută. Un obicei pe care mie mi-a rămas dintotdeauna, mai folosesc aceasta, bate în lemn când e ceva rău și bate într-un lemn din instinct, în sensul așa a rămas împământenit, adică fuge rău sau ucigă-te toaca sau du-te pe pustii sau dacă scoți apă din fântână și n-a ieșit găleata plină, îi mai dai drum o dată până iese plină ca să nu strici izvorul fântânii, tot felul de obiceiuri. Mai văzusem o întrebare pe roșu în cornul animalului, vopsea roșie în coama aici, în ceafa oiei ca să nu se dioache, zurgălău cu canaf roșu în căpăstru calului să nu-l vadă cineva și să-l întoarcă, tot felul de tradiții populare. Dacă eu am făcut la școală lucrul ăsta, la TPFR, cu profesoara noastră de specialitate, obiceiuri și tradiții, n-aș putea să-mi aduc aminte dacă spun corect, Vasile Cartojan, parcă așa îl cheamă pe autor, și sunt obiceiuri și tradiții din Oltenia, din Bucovina, din Muntenia, din Dobrogea, de peste tot. Sunt frumoase, dar, din satul superbe, românesc, superbe, da. Sunt fanatici din ăștia, că de la dragi, că erezie, domnule, credința ortodoxă și euharistia e baza și temelia existenței creștinătății, cruce, moarte și înviere, dar dacă stropești tu cu aghiazmă sau îi dai la bobotează animalului o jumătate de cană de aghiazmă mare să bea îngăleata cu apă, să fie sănătos, nu supără Dumnezeu, că El le-a sfințit pe toate. Văzusem o întrebare pe Facebook, am pierdut-o acum, dar încerc să-mi o amintesc. Spuneați că Fecioara Maria avea părul lung blond cu ochi albaștri. Iar persoana respectivă întreba de ce în icoane, în cele mai multe dintre icoane, este ilustrată cu părul și ochii închiși la culoare. Noi în iconografie încercăm să imităm chipul omului obișnuit. Deci să nu uităm că Maica Domnului era evreică. Deci părul era bălan ca spicul grâului, iar fața rumenie ușor spre grâul copt. Aceasta este fața unui evreu. Deci Iisus avea fața ca și cum ar fi o pâine rumenă, nu avea tenul alb. Da, da, da. Deci noi încercăm în iconografie, de exemplu, o să vedeți Maica Domnului Arăbeanca, care este neagră. De ce? Pentru că așa s-a arătat ea popoarelor care sunt în negru. Dacă ne ducem în Coreea sau în China, vom vedea că Maica Domnului are aspectul unui chip, a unei fizionomii de chinez. De ce lucrul acesta? Maica Domnului se arată sau se descoperă în raport de acolo unde este chemată pentru a nu... Folosesc termenul de la mine, putere, e o teologumenă, nu e o lege. Pentru a nu jicni... Am văzut acum o mare prostie, dacă tot ați pus întrebarea asta, ceva prin America, o mișcare, nu m-am priceput eu ce fac ăia sau ce nu vor ăia, dar că trebuie scoase icoanele cu Iisus și cu Fecioara Maria, că salb, că sunt europeni și negri au fost prigoniți și alte prostii. Astea sunt niște aberații de minți fără gândire logică, în care sfinții sunt cu treaba lor, Moise Arapul era negru că era egiptean, Varvar Tălharu era negru, că așa era el, și mulți alți sfinți care toți au fost sirieni, cum este Efrem Siru, Isaac Siru, Afrat Persanu, Șenutie din Atripe. Deci ei veneau din zona Egiptului, evident că erau țigănoși la față, că noi îi facem frumoși în icoane, este tendința aceea de
umanism de frumusețe clasică pentru a atrage privirea celui care se uită. Și a se regăsi și omul în Da. De exemplu, acum este un fenomen pe care l-am văzut cu mare strictețe, nimeni nu mă poate contrazice. Toate icoanele trebuie să fie foarte frumos și drăguț pictate, adică foarte bine echilibrate ca și chip, tocmai ca omul să aibă dragoste să respecte o icoană. Că dacă te uiți la icoana Maicii Domnului de la Neamț sau de la Mănăstirea Văraticu sau la Sfânta Ana de la Bistrița sau la Sfânta Maica Domnului de la Putna, care este tot adusă de Ștefan cel Mare, mi se pare că de Maria de Mangop din Bizanț, o icoană, așa se numește, Arăbeanca, deci o să vedeți că Maica Domnului este cu chipul maro. Ei, unul din ăsta mai sclifosit sau așa, nu-mi place icoana sau când o cumpăr, ci dați-mi una mai frumoasă. Frumusețea nu este fizică, frumusețea este tipic spirituală, deci nu are importanță. Mie nu-mi plac icoanele și bisericile foarte colorate, așa, ați văzut da, se încearcă, este tendenționismul ăsta, deși înainte în biserică se picta cu 5 culori, alb, negru, albastru, galben și ocru. Atât. Și din asta se combinau celelalte culori. De aceea când intrăm într-o biserică voivodală, rămânem pur și simplu frapați sau atinși sufletește, marcați de frumusețea și de izvorul dumnezeiesc. Și alta când intră într-o biserică așa care seamănă cu un păun, cu un papagal. Da, zici că este un autocolant. Dar ceea ce îi place omului, fiecare cu gustul lui. 30 iulie rămâne o zi importantă și sunt curioasă dacă serbează în vreun fel biserica faptul că astăzi se împlinesc 13 ani de la plecarea la Domnul a Patriarhului Teoctist. Așa, da, aveți dreptate că astăzi la ora 4 sau 5, în 30 iulie 2007, parcă 2007, era, da. S-a anunțat în urma unei operații care o făcuse atunci, am pripă în urma unei crize din astea renale, un blocaj din ăsta de prostată sau de rinichi, deci n-a rezistat la adrenalină, avea o vârstă înaintată, Patriarhul Teoctist a trecut în veșnicie, dar să știți că această personalitate a acestui patriarh nu o poate șterge nimeni din istoria bisericii. Miron Cristea, primul patriarh primat, este cel care a luptat pentru autocefalia bisericii. Nicodim Munteanu, un mare caracter, un mare teolog, un mare păstrător de valori la începutul comunismului. El a dus o viață foarte tumultoasă. Justinian Marina, cel care a ținut biserica, folosesc termenul nu în mod greșit, ci în mod echilibrat, în catacombele rugăciunii. El a fost cel care în fața Marii Adunări Naționale a avut curajul să-i spună ministrului de interne Alexandru Drăghici, unul din cei mai periculoși comuniști ai vremii, școlit în școlile moscovite, unde acolo în ținutul Rusiei de astăzi, care acum este și ea creștină și pravoslavnică și slavă lui Dumnezeu, că acest mare popor european are toate calitățile creștine, că este un bine și pentru noi, dintotdeauna dacă căutăm istoria bisericii, foarte mulți din ierarhii noștri și din domnitorii noștri au avut relație cu Rusia creștină pentru că se mai refugiau când erau probleme mari. S-a făcut și un sinod aici la Iași 1640 când Petru Movilă vine tocmai de la Liov, de la Kiev, vine și participă la sinod în vremea lui Vasile Lupu cu Varlam, cu Vasile Pociaschi, cu mulți alți oameni marcanți și fac catehismul ăsta de credință pentru Moldova și împotriva învățăturilor calvinești, cum se spunea atunci. După aceea avem pe Patriarhul Justinian Marina, v-am spus, care îi spune lui Alexandru Drăghici, Excelența voastră, dumneavoastră, partidul dumneavoastră are 3 milioane de comuniști, eu am 11 sau 12 milioane de ortodoxi. Toți comuniștii dumitale sunt botezați de mine, cununați de mine și binecuvântați de mine. Noi trebuie să colaborăm. Și în strălucirea minții lui la vremea respectivă, cu practica care o avea și cu înțelepciunea cu care l-a luminat Dumnezeu, a făcut un fel de apostolat social, adică biserica pentru a se integra în sincopele comuniste și în toate mizerile astea ideologice, marxiste și atee, biserica a început să devină și o mică formă de CAP, și o mică formă de manufactură, și o mică formă de grădină agrară, și o mică formă de cultură în ce privește cartea, structura, tot
adică foarte bine de-a spus la preoți, voi faceți rugăciune, eu fac politică. Și până în cutremurul din 77, că atunci el s-a rănit sufletește, s-a scârbit, că s-au răsturnat, s-au dărâmat câteva biserici și el era și în vârstă și avea și un Parkinson, a trecut în veșnicie, dar a venit vrednicul de pomenire, Iustin Moisescu, care a domnit bisericește până în 1986, succesorul lui fiind patriarhul de care vorbim acum, i-am legat unul de altul ca să nu credeți că ei sunt uitați în biserică. Numit constructorul și numit generalul. Nu general de securitate, și el a reușit să scoată biserica din ruină. În vremea domniei lui, în vremea conducerii bisericești a lui Iustin Moisescu, s-a reclădit aproape toată istoria țării românești, Moldovei și Transilvaniei. Toate bisericile de importanță națională au fost restaurate prin direcția monumentelor istorice, care și-a încetat activitatea, a început undeva prin 60 ceva, încet, încet, picătură cu picătură și s-a terminat în 1980, când din ordinul Eleniei Ceaușescu a încetat finanțarea. Dar ce a reușit să facă biserica sub puterea comunistă? Să restaureze toate mănăstirile UNESCO, să restaureze toate mănăstirile voivodale, toate mănăstirile istorice, să transleze o parte din biserici din calea Tăvălugului, că se construia calea Victoria aia cu Casa Poporului și Ceaușescu văzuse în China, în Coreea, pe unde mergea prin lume orașe din astea megalomane și vroia și el să aibă așa ceva în București, că era totuși conducătorul unei țărișoare, dar cu ambiții mari. Și atunci toate dughenele și tot Bucureștiul ăla vechi, care nu era decât niște târguri, că doar era târgul lui Bucur, de la un cioban și-a luat numele București, nu-i de la Oxford sau de la Sorbona. A fost multă demolațiune, era multe vechi, dar în drumul lor au dărâmat istoria. Au fost cea mai mare rană a Bucureștiului, mănăstirea Văcărești, și cea mai mare rană a istoriei, câteva 11-12 biserici din astea cu vechime și importanță istorică, care n-au putut fi salvate. Au fost vreo 10 translate, a fost un mare inginer, un mare arhitect, dacă ții eu minte, Ior Dăchescu, parcă ar avea numele, cinstit de biserica ortodoxă, ca și un apostol, ca și un apărător al bisericii, iar Patriarhul Teoctist a prins cea mai tulbure și mai nenorocită vreme din 1986 cu frământările din 89 și a știut să echilibreze biserica în așa fel ca lucrurile să intre într-un făgaș normal, că puteam rămâne divizați, puteam rămâne rupți sau împărțiți sau cum era și interesul. Noi am trecut în 1924 printr-o ruptură de genul acesta, dintr-o eclipsă a lipsei de înțelepciune la vremea de atunci, când s-a schimbat calendarul Papei Grigorie cu calendarul Iulian cel neîndreptat, care amândoi erau, așa, astronomul Ilie și Iulian Sosgeni, amândoi erau păgâni, dar pentru că lumea se învățase cu calendarul acela și el avea niște zile lipsă, 13, rămase vreo 4 până la Sinodul 1 și restul după Sinodul 1 până s-au îndreptat prin punerea anului bisect, adică o zi în plus la 4 ani se făcea 6 ore alea lipsă, 24 de ore o zi. Ei, dacă Dumnezeu lumina atunci un înțelept din biserică să nu fi dat acele 13 zile jos toate deodată, ce anual câte una până se ajungea la ziua care trebuie, n-ar fi putut să fie calendariști de 13 zile, de 12 zile, de 11 zile, de 10 zile. Deci oamenii suportau mult mai ușor. A fost și intervenție comunistă, a fost și politică și bătăi și închisoare, multe probleme. Ei, Patriarhul Teoctist le-a prins acelea, nu era el la vremea respectivă patriar, dar el a prins toată aglomerația aceasta, geostrategia politică a Europei după 89, când a căzut lagărul comunist, dar a avut marele merit că a știut să țină biserica unită și să o avem așa păstrată, cum o vedem și astăzi, sub Patriarhul Daniel, actualul succesorul. Dar el a fost o personalitate prin faptul că a venit la vârsta de 17 ani la mănăstire, a crescut ca și frate, a crescut ca și călugăr, a crescut ca și preot, a crescut ca și arhimandrit, ca și profesor, ca și stareț, adică a trecut toate etapele. N-a trecut direct în faza de geniu, adică nu s-a suit
prin funcție la o putere și de acolo a privit lucrurile nu știu cum. Tocmai această vastă experiență l-a făcut să echilibreze și să chibzească cu foarte multă înțelepciune toată această povară și tot acest tăvălug care a trecut din 89 până acum. Și dacă ne uităm acum, biserica este într-o mare primejdie, din nou, ni se pare că toate sunt colorate roz. Dar neomarxismul modern, progresismul, ateismul și multe alte teorii și tot felul de ideologii moderne vin ușor să îngrădească biserica. Personal îmi exprim lucrul acesta și spun, în ciuda faptului că a fost o restricție și a trebuit respectată și nu ai avut ce face altceva, că așa a fost ordinul de sus în jos și s-au supus toți, biserica nu trebuie să stea închisă niciodată. Sănătatea nu vine neapărat numai din mască și tratament. Sănătatea vine din grija personală a fiecăruia, dar în special nu trebuie alterată majestatea divină a lui Dumnezeu. Dacă tu ții biserica închisă și nu-l lași pe credincios să se roage, te trăsnește Dumnezeu din altă parte de să alege praful. Cu Dumnezeu nu te joci de-a Dumnezeu și cu biserica nu te joci de-a biserica. Adică creștinii au ajuns prea superficiali sau prea puțin dăruiți jertfei și muceniciei, ca să spun așa, să înțeleagă că între 2 ani trăiți în plus cu masca pe figură sau un an în minus fără mască pe figură sau 2 ani fără biserică, în schimb la un an cu biserică, nu e mare diferență. Acestea sunt ușor politici de îndoctrinare discretă a ideologiei ateiste și a depărtării de Dumnezeu. Ele se observă așa discret cu ochiul liber, chiar dacă par uneori ușoare, dar nu trebuie. De ce? Totdeauna am fost revoltat pe această chestiune. Dacă ar fi fost patriarhul teotist, vehement ar fi făcut lucrurile altfel. De ce să ai voie în supermarket să cumperi? Și ce să ai voie să prinzi lumânarea în biserică și să te împărtășești? De ce să ai voie să aglomerezi gara, aerogara, stația de tramvai, troleibuzul, farmacia, strada? Și de ce n-ai avea voie doar în biserică, nu se dă mâncare, nu se cumpără, nu se vinde, acolo intră omul și face o cruce și a pus frumos masca, a ieșit în parcul bisericii și ascultă slujba. A fost un pic de abuz, eu așa consider și mențin punctul de vedere, m-am supus că asta e regula, dar n-am văzut-o chiar cu ochi clari și de aceea spun că noi trebuie să avem foarte grijă, mare grijă, că biserica e și mama neamului românesc, iar acești strămoși ai noștri ne-au lăsat niște modele foarte, dacă a îndrăznit Nicolae Ceaușescu să-l înfrunte pe Iustin Moisescu, nu în mod obraznic, era de față, înaltul Adrian Hrițcu, și la vremea respectivă episcop vicar în București, proaspăt hirotonit, era Iustin Moisescu patriarh, era arhitectul șef al capitalei, un comunist înrăit, o javră din asta atee, și era Antonie Plămădeală, răposatul mitropolit al Ardealului, un om de mare cultură și de carte, care la vremea aceea era episcop vicar patriarhal și trebuia dărâmată o biserică. Venise Elena dormită cu fața la cearșaf și nervoasă și a spus: porcăria aia să dispară de acolo. Bineînțeles, patriarhul Iustin Moisescu, care era un om prestant și era un om de o verticalitate și de o frumusețe ca om, așa un om înalt și cu o barbă impunătoare și un om de cultură, studiase, nu era oricine. Că nu pui patriarhul un om care nu știe cum îl cheamă buletinul în mână. Și patriarhul se adresează către doamna și spune: doamnă, nu vă supărați. Găsim o metodă, o dăm câțiva pași mai în spate, construim blocul în față, se vede fațada blocului, nimeni nu știe că prin spatele blocului va fi și intrarea în bisericuță, sau ce a spus acolo patriarhul. Și Nicolae Ceaușescu, care era conducător României, a spus: da, uite ce frumos a spus Părintele Patriarh, hai să facem așa. Nu, trebuie să dispară de acolo arhitectul capitalei, ca să-i crească reputația, îi spune: nu, cum spune doamna, așa e bine. Uite, e lege, e scris, așa trebuie să facem. Și atunci Iustin Moisescu n-a ținut cont că este în fața, putea să fie împușcat pe loc sau arestat pe loc. A ridicat tonul, s-a uitat urât la arhitect și a spus: ia ascultă, domnule, legea cine o face? Oamenii. Ia ascultă, domnule.
Știi ce e legea? E o barieră. În fața ei vine șoricelul și trece pe dedesubt, vine pisicuța și o sare pe deasupra și vine un bou ca tine și ia legea în coarne. Și a zis Ceaușescu, lăsați biserica acolo, ce a spus patriarhul, mare înțelepciune. Și a scăpat acea biserică de la demolare. Deci cam așa fel de oameni am avut, adică n-au fost oameni care s-au jucat de a hai pune masca, dă-ți jos masca. Deci a fost o personalitate pe care an de an biserica o cinstește și 70 de ani de călugărie și ceva, cred că 30 sau 50 de ani de episcopat și vreo 30-40 de mitropolit și patriar, vreo 20 ceva, dacă nu mă înșel, foarte mulți ani, și o viață închinată în slujba lui Dumnezeu. Și un om de o bunătate, mai povestește tot părintele Adrian Hriț cu această chestiune frumoasă, că dânsul, având foarte mulți spioni în jurul lui, că era sistemul comunist, și ca să înțeleagă cei care sunt de față când îi da și când îi nu, inventase o metodă. Și cei care îl cunoșteau știau. Spunea, prea fericite, vrem să reparăm biserica cu tare. Da, da, nu se poate, nu se poate. Adică era cel care nu trebuia să audă, adică fă și taci. Sau venea cu tare, știți, am mai avea nevoie niște fonduri, am mai avea cu tare. Da, 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 nu se poate, nu se poate. Adică să înțeleagă, nu mai vorbi cu glas tare, pisica cu clopoței șoare și nu prinde. Și mulți învățase această taină și întrebau când intrau la patriarhul teoctist, cum a spus? Păi zice, întâi a zis da, da, și a zis că nu se poate. Da, fă și taci. Foarte frumos. Da, pentru că trebuia să și reziste, n-aveai voie să construiești biserici, n-aveai voie să repari biserici, totul cu mare strictețe, mici renovări. Pentru toate aceste merite, cum îl sărbătorește astăzi biserica? Obligatoriu, deci are casa de la Tocileni din Botoșani, unde sigur astăzi este parastas din comuna dumnealui de acolo, de la, din zona botoșăniană, și evident că și la Catedrala Patriarhală o să vedem de seară ori la Trinitas, ori la știrile naționale, dacă deja s-a făcut colivă, slujbă, tedeum și toate cele de pomenire. Ei sunt pomeniți patriarhii României permanent în Sfânta Liturghie. Pomenește, Doamne, pe fericiții într-o adormire patriarhii României Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și toți mitropoliții Moldovei, spunem noi aici, și toți arhierei adormiți în dreapta credință, într-o împărăție, da. Și strana spune amin. Noi am epuizat subiectele, am ajuns și la final, dar nu vreau să încheiem emisiunea pentru că am primit un mesaj pe pagina mea personală. Cu siguranță ne ascultă domnul care mi-a scris și are nevoie de un sfat din partea dumneavoastră. Pe 10 iunie a căzut cu bicicleta. La ora 19 în aceeași zi își închipuia cum se va întâmpla un accident în timp ce mergea pe bicicletă, iar câteva ore mai târziu chiar s-a întâmplat în realitate și a căzut destul de rău. Aceea a fost intuiția de la Îngerul Păzitor care i-a tras. Nu a fost un gând negativ, nu, care a tras, nu, răul? Nu, eram cu asta închei și punem și punct emisiunii. Vine un om la mine la spovedit și îmi spune așa, părinte, am avut un vis, că în data cu tare trebuie să mor. Așa mi s-a arătat în vis. Și am spus, foarte bine, uite ce faci astăzi. Când vine ziua respectivă, postești 2 zile, vii dimineață, stai la Sfânta Liturghie și te împărtășești și după aceea pleci acasă. Când s-a întors acasă la bloc, a găsit trup balconul unui bloc căzut pe mașina lui. Aia putea să cadă exact când el s-ar fi suit în mașină. Dumnezeu l-a ferit de întâmplare. Deci aia a fost o premoniție, se cheamă. Și ce rugăciuni să citim pentru Paraclisul Maicii Domnului, întotdeauna, rugăciunea Împărate Ceresc de 7 ori, Îngerul Păzitor seara când ne culcăm și cine are dragoste și puterea, Catistul Mântuitorului, te ferește și în gaură de șarpe de orice primești. Măcar Psalmul 50 de 3 ori, să avem pocăință înaintea lui Dumnezeu. Mai continuă un lucru. Din 2016 până anul acesta nu s-a împărtășit din cauza unui păcat opritor de la Sfânta Împărtășanie. N-are nimic să vorbească cu duhovnicul. A avut un canon. Există un canon de la Dumnezeu care să-l deslege și să plătească aici pe pământ acel păcat? Da, cum să nu, orice se dezleagă, nu este vorba de exagerare. Poate a avut un duhovnic un pic mai sever. Dar 2, 3, 4 ani, oricând, întotdeauna nu am legat prea mult, doar dacă au fost număr exagerat de avorturi sau alte nenorociri, dar în rest nu.
se găsește echilibru, trebuie să discute cu preotul. Sper că ne-a urmărit domnul respectiv și mulțumim și noi celor ce ne-au ascultat și post binecuvântat, fără multe griji, fără multe supărări, cu înțelepciune, cu echilibru și cu credință că Dumnezeu vede fiecare gest și din inimă și din rea voință. Vă mulțumim foarte mult pentru tot și ne revedem joia viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit și l-ați ascultat pe Părintele Calistrat Chifan. În fiecare joi de la ora 12:30 ne întâlnim cu Părintele aici în studioul Bezei Live. Rămâneți în continuare alături de echipa noastră. De la ora 15 urmează o nouă ediție moderată de colegul meu Valentin Huțanu. Noi ne întâlnim mâine la ora 13. Zi frumoasă!